Peste 1000 de femei din Sighetul Marmației, dar și din împrejurimi, au beneficiat deja de testări gratuite Babeș, Papanicolau și HPV în cadrul campaniei Fii responsabilă de sănătatea ta, derulată de Spitalul Municipal Sighetul Marmației în parteneriat cu Institutul Oncologic Profesor Dr. Ion Chiricuță din Cluj-Napoca. Campania include programe de prevenție, depistare, diagnostic și tratament precoc al cancerului de col uterin. Scopul proiectului este de a reduce povara cancerului de col uterin prin facilitarea accesului pacientului la servicii de depistare precoce, diagnostic și tratament al leziunilor precanceroase ale colului uterin. Campania a început în vară și continuă până la finalul anului. Noi suntem întotdeauna receptivi la orice înseamnă campanie de acest gen. Suntem conștienți de faptul că prevenția este mult mai importantă și aduce beneficii pentru sănătatea publică, vizând faptul că este mai ușor să previi decât să tratezi. Și în acest sens am primit cu bucurie invitația Institutului Oncologic profesor dr. Ioan Chiricuță Cluj-Napoca de a participa la acest proiect european pe care ei îl derulează. Proiectul se numește Fii responsabil de sănătatea ta, programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin. Se știe că cancerul de col uterin este una dintre cele mai frecvente afecțiuni oncologice cu prognostic prost în momentul în care se depistează tardiv. În acest sens, noi am semnat un contract cu Institutul Oncologic din Cluj și derulăm această campanie. Le mulțumim colegilor de la secția de obstetrică-ginecologie că au fost de acord să participe și în special celor doi domni doctori, domnul doctor Claudiu Tăut și domnul doctor Negrescu Dorin, care se implică direct în derularea acestui proiect. Se face pe o bază de programare, avem afișat, sunt puse afișe peste tot în spital, la intrările principale. Există un număr de telefon unde doamnele pot să apeleze pentru o programare, pentru a beneficia de un consult și o prelevare de examen Babeș Papanicolau gratuit. Femeile care vor să beneficieze gratuit de testul Babeș Papanicolau, respectiv testarea HPV, o pot face în cadrul Spitalului Municipal Sighetul Marmației, în baza unei programări în prealabil. Această campanie este dedicată femeilor între 24 și 64 de ani, bineînțeles cele care au deja viață sexuală. Pentru o programare, am să vă rog să sunați pe numărul de telefon al spitalului 0262-311-541 și să cereți ambulatorul de ginecologie. Faceți programare la doamna asistentă. Campania se adresează și pacientelor care nu sunt asigurate. Singurul act pe care trebuie pacientele să-l aducă este o copie de buletin și programare în prealabil. Dacă careva dintre paciente doresc ceva mai mult decât o simplă prelevare de examen Babeș Papanicolau, care am spus și adineauri că nu este suficientă pentru un examen ginecologic complet, se poate face și cu un bilet de trimitere, să mai fac ulterior ecografii și alte analize de care sunt mai necesare. Așa că doamnele, domnișoare, ar trebui să-și lasă rușinea acasă și să vină cu toată încrederea încoace și să-și recolteze. Pentru că, așa cum am spus, o chestie descoperită într-un stadiu incipient este 100% tratabilă, iar în România una din 5 paciente face probleme de col uterin. Vorbind despre rușine, pacientele au voie să vină însoțite, de exemplu, mame cu fiice sau poate prietene? Absolut, dacă ele se simt în siguranță cu un însoțitor, cu mare încredere și cu mare drag le așteptăm. Care este programul și cam cât de des vin femeile la această campanie? În principiu, programul, în funcție și de adresabilitatea celorlalte servicii ale noastre din ambulator, în funcție și de programul paciente, reușim totuși să stabilim o oră. În principiu, cam de dimineață până la ora 2 recoltăm. Între 8 și 2 recoltăm Papanicolau, repet, în funcție și de celelalte servicii pe care noi le oferim aici în ambulator și de disponibilitate. Ce vreau să subliniez este că în cadrul campaniei, pe lângă examenul Babeș Papanicolau, se recoltează și tipizarea HPV, care este o chestie foarte importantă, făcută la cer, la solicitare într-un mediu privat, costă undeva la 300-400 de lei, care aici se face gratuit și este chiar o chestie foarte, foarte importantă. Și dacă, de exemplu, pacientul iese HPV pozitiv, atunci ar trebui să fie un semnal de alarmă. În principiu, cam orice pacientă care și-a început viața sexuală, eu cred că 80% din ele deja au și tulpin cu HPV, care în funcție de imunitate își fac sau nu își fac simțită prezența. Proiectul Fii responsabilă de sănătatea ta oferă acces gratuit femeilor cu vârste între 24 și 64 de ani, inclusiv celor neasigurate, la servicii de informare și testare gratuită pentru depistarea leziunilor colului uterin.
Screening-ul pentru examenul Babeș-Papanicolau presupune o recoltare non-invazivă de celule de la nivelul colului uterin, interiorul vaginului. Așa, după cum bine știți, România este o țară fruntașă în ceea ce privește cancerul de col uterin și, în principiu, cam una din 5 femei face o problemă de col uterin. Descoperit într-un stadiu incipient, este 100% tratabil, așa că eu personal recomand ca pacientele să vină cel puțin o dată pe an, adică cam o dată pe an pentru recoltarea examenului citologic Babeș-Papanicolau. Ar mai fi indicat, pe lângă examenul Babeș-Papanicolau, trebuie să facă puțin pacientele delimitarea între consultul ginecologic și examenul Babeș-Papanicolau. Examenul Babeș-Papanicolau nu este suficient pentru a diagnostica anumite probleme din sfera ginecologică. Pe lângă asta ar fi indicată cel puțin și o ecografie și alte metode invazive și non-invazive. În România este recomandat ca la 2 ani după începerea vieții sexuale să recolteze anual un examen Babeș-Papanicolau. În țările mai civilizate, unde se practică și vaccinarea, este recomandat după vârsta de 25 de ani și, în principiu, cam anual sau la 2 ani. Cred că vă referiți aici la vaccinarea împotriva HPV. Ce se întâmplă dacă femeile sunt deja vaccinate? Mai trebuie să-și facă testul Babeș-Papanicolau? Absolut. Chiar dacă femeile sunt vaccinate, trebuie să-și recolteze anual totuși examenul Babeș-Papanicolau. Bun, ce se întâmplă dacă în urma testului Babeș-Papanicolau rezultatele sunt oarecum anormale? Dacă rezultatele anormale, sunt câteva proceduri pentru efectuat în funcție de gravitatea rezultatului anormal. Se începe la început cu o colposcopie, o mică biopsie, o prelevare de zone unde sunt probleme și ulterior se trece la chestii mai importante, cum ar fi conizație sau histerectomia în cel mai rău caz. Dacă în două cazuri la rând, de exemplu, testul Babeș-Papanicolau iese bine, adică rezultatul este negativ, atunci trebuie să fie repetat în continuare. Sunt femei care spun, dacă anul trecut, de exemplu, și acum 2 ani testul mi-a ieșit bine, anul acesta nu-l mai fac. Da, în continuare eu recomand, indiferent că iese bine 2-3 ani la rând, eu recomand recoltarea anuală a examenului Babeș-Papanicolau, mai ales că e o procedură foarte simplă, durează câteva secunde și este deloc invazivă. Singurul inconvenient este rușinea pacientei. Screeningul pentru cancerul de col uterin, adică procedura în sine, este o examinare scurtă și nedureroasă. În primul rând, pacienta trebuie pregătită în prealabil, nu are voie să aibă contact sexual cu cel puțin 48 de ore înainte de recoltare, să nu-și facă toaletă internă vaginală, pe exterior se poate, după care se prezintă la cabinet, se așează în poziție ginecologică și începe ca și un consult normal. Se folosește un specul care este de plastic pentru a preveni ciupirea sau lezarea mucoasei vaginale. După care avem două tipuri de periuțe. Primul este de la HPV. Aici este recipientul cu mediul lichid în care se păstrează proba de HPV. Se notează numele pacientei. Aceasta este periuța. În momentul în care se recoltează, poate să fie un pic de spotting, ce este o mică sângerare post-recoltare. Se introduce în recipient și recipientul se păstrează la frigider până merge la Institutul Oncologic pentru prelevarea probei. A doua este lama, pe care se recoltează Babeș-Papanicolaul, se notează numele pacientei și cu această periuță non-traumatică, în cazul de față, se recoltează tot de la nivelul colului uterin celulele pe care se însemânțează pe lamă. Se fixează lama și totul se trimite la institut. Cam cât durează procedura aici la cabinet? Procedura, cu tot cu completarea datelor personale, durează între 10 și 15 minute. Prelevarea în sine durează sub 5 minute. Iar rezultatul analizelor în cât timp vine? Rezultatele analizelor vin în aproximativ 3-4 săptămâni, în funcție și de transportul probelor. Dacă după prelevare, de exemplu, după ce pacientul ajunge acasă, apar anumite sângerări sau secreții, trebuie să-și facă griji? Nu, după prelevare, în principiu, sângerările sunt normale, dați 2-3 picături. Dacă este o problemă mai avansată, poate să fie sângerarea mai pronunțată, dar nu prezintă o urgență, deoarece se autolimitează în marea majoritate a cazurilor.
Această procedură prezintă anumite riscuri pentru paciente? Nu, procedura este total non-invazivă, totul se recoltează de la suprafață. Nu prezintă riscuri semnificative pentru paciente. Ce se întâmplă după ce ajung analizele? Analizele sunt prelucrate, sunt salvate în baza de date și în funcție de rezultatul analizei, dacă este unul negativ, pacienta primește în format PDF-ul pe adresa de e-mail rezultatul. În caz contrar, medicii care se ocupă de pacientă sunt înștiințați, pacienta este chemată pentru o discuție mai pe larg despre rezultatul și ce atitudine trebuie luată. Riscul de cancer de col uterin este redus cu până la 90% la femeile care participă în mod regulat la programe organizate care utilizează unul dintre cele două teste de screening recomandate. Cu alte cuvinte, 9 din 10 cazuri de cancer invaziv pot fi prevenite prin screening. În principiu, pe screeningul acesta care se efectuează, ar fi incidența de 38 de paciente la 1000 de paciente. Sincer, eu cred că, din experiența mea personală, vă spun că una din 10 are o modificare celulară. Acum, trebuie să înțeleagă și pacientele că toate modificările celulare sunt neapărat cancer sau început de cancer. Marea majoritate a modificărilor celulare sunt niște celule squamoase anormale, care, în principiu, după un tratament, se remite. Cât de dese sunt cazurile în care pacientele vin într-un stadiu deja avansat de boală? Din păcate, Sunt destul de dese și cel puțin și la nivel de secția de ginecologie Siget, în principiu cam o pacientă pe săptămână, în principiu cam vine cu un stadiu depășit de neo, de cancer. În paralel cu screeningul pentru prevenirea cancerului de col uterin, medicii amintesc și de importanța vaccinării împotriva virusului HPV, cea mai cunoscută infecție virală cu transmitere sexuală din lume. Recomandarea generală este de a efectua vaccinul între vârstele de 11 și 12 ani. Administrarea vaccinului la o vârstă mică nu este asociată însă cu începerea vieții sexuale. Aș vrea să le rog pe toate mămicile și tăticii și bunicii și așa mai departe, să-și ducă fetițele la vaccinat. Este o campanie care se desfășoară prin medicul de familie, este 100% gratuită și de care tare le-aș ruga pe toți părinții și bunicii să beneficieze. În țări civilizate, cum sunt Anglia, Australia, ei aproape că rata cancerului de col uterin au eradicat-o.